La sfârșitul anului 2015, în statisticile protecției copilului, erau înregistrați 2.331 de copii din județ care au ambii părinți plecați la muncă în străinătate, 5.920 de copii care au un singur părinte plecat la muncă peste hotare și 729 de minori cu părinte unic susținător al familiei plecat peste hotare. În anul 2014, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava avea în evidență 9.128 de copii ai căror părinți erau plecați la muncă în străinătate, proveniți din 6.298 de familii. 5.751 de minori aveau un părinte plecat la muncă în străinătate și 698 de copii aveau un singur părinte susținător și acesta plecat peste hotare. Cei mai mulți copii cu părinți plecați în străinătate în 2014 aveau vârste cuprinse între 14 și 18 ani, 2.511 aveau între 10 și 14 ani și 105 copii aveau vârste sub un an. Echipele mobile din cadrul protecției copilului Suceava au oferă servicii de specialitate pentru o parte dintre copiii din comunitate ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Singurătatea și lipsa de afectivitate din partea părinților îi pot afecta atât de mult pe copii, încât să ajungă să nu mai pună niciun preț pe viață. Psihologii spun că plecarea părinților la muncă în străinătate este un moment traumatizant pentru copii în majoritatea cazurilor. Copiii se pot simți abandonați, nedoriți, neiubiți, sunt puși în plan secund față de alte interese sau necesități ale părinților. Din păcate, sunt numeroase situațiile în care plecarea părinților reprezintă cauza declanșatoare a unor sentimente de deznădejde ale adolescenților, iar intervenția psihologului, a specialiștilor în aceste cazuri, este crucială. Localitățile din care provin cei mai mulți copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate la sfârșitul anului trecut sunt Valea Moldovei 361, Liteni 320, Râșca 272, Cacica 267, Fălticeni 256, Baia 255, Dolhasca 254, Rădăuți 245, Suceava 238 și Gura Humorului 234.